Bună ziua, dragii mei, și bine m-am regăsit astăzi la o nouă citire în dragoste. O nouă citire cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba în această citire. Spre ce se vor orienta cărțile din această etalare. În ceea ce vă privește pe voi, cei care priviți acest videoclip, voi cei care sunteți în relație acum și vreți să știți mai multe detalii despre voi, despre relația voastră încotro se îndreaptă aceasta, sau voi cei care sunteți singuri și poate sunteți în despărțire de persoana voastră și vreți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni vreodată în viața dumneavoastră. Haideți să vedem și prima carte în etalare. Da. Iată că este vorba de o persoană aici, probabil sunteți dumneavoastră, dragii mei, care aveți o suferință, da? Suferiți din cauza că persoana voastră v-a înșelat. Sau poate v-a înșelat așteptările, da? Poate s-a dovedit a fi cine nu arăta să fie de la început, da? Dacă v-a înșelat această persoană, să știți că ea își va arăta arama pe față. Și, bineînțeles, în unele cazuri va dori să fie iertată sau, în celelalte cazuri, va dori să o ia pe alt drum, bineînțeles, alături de persoana spre care s-a reorientat. Da? Dar, oricum ar fi, văd că pe tine te-a mâhnit foarte mult această plecare a persoanei tale, da? Această părăsire a ta de către el sau de către ea. Bineînțeles că în ceea ce te privește pe tine, dragul meu sau draga mea, va trebui să te întrebi foarte sincer ce-ți rămâne de făcut în acest caz, da? În momentul în care te vezi înșelat sau te vezi trădat sau trădată, ce-ți rămâne de făcut? Îți rămâne să mai rămâi în acea relație, da? Să repari ce crezi că a fost stricat sau pur și simplu să te depărtezi, da? Să pleci din acea relație pentru că vei considera că așa este mai bine pentru tine, pentru voi. Da, această carte poate vorbi și despre un sfârșit karmic în ceea ce vă privește și despre faptul că tu vei face, dragul meu sau draga mea, un drum în cele ce urmează, da? Un drum care va schimba tot pentru tine, pentru viața ta. Va fi o cotitură în viața ta, vei vedea. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată că următoarea carte vorbește despre o rezoluție, despre o hotărâre pe care va trebui să o iei sau despre o rezolvare a unei situații destul de delicate din viața ta. Da? Este clar că un ciclu s-a terminat în viața ta și ești pe cale să începi o nouă etapă. Da, pentru aceia dintre voi care spuneam și cu cartea anterioară, sunteți gata să o luați de la capăt, da, sunteți gata să o luați pe drumul vostru separat de persoana voastră, pentru că ați fost foarte mâhniți din cauza acestei persoane, da, ați suferit foarte mult în urma trădării acesteia. Iată că este clar că această decizie a dumneavoastră va însemna începutul unei noi ere pentru voi. Da, și odată cu aceste decizii ale tale de a merge mai departe pe drumul tău de unul singur sau de una singură, cel puțin pentru încă o perioadă de timp, vei vedea că multe răspunsuri dintre cele pe care le aștepți la întrebările tale vor veni, da? Nu vor întârzia să apară. De ce? Pentru că tu vei deveni mult mai interiorizat, mai interiorizată, vei avea o conexiune din ce în ce mai bună cu sinele tău superior, cu intuiția ta și aceste lucruri se vor vedea în viața ta. Faptul că vei căpăta aceste răspunsuri te va ajuta să te miști în direcția dorită, da? Să te miști mai repede spre direcția pe care o vrei pentru viața ta. Hai să vedem și următoarea carte. Da, următoarea carte, dragii mei, iată, se referă la cineva care este într-o totală confuzie în ceea ce privește relația sa cu cel sau cu cea pe care o crede sau pe care îl crede sufletul său pereche. Da, se pare că ești într-o asemenea relație, dragul meu sau draga mea, și ai crezut de la începutul acestei relații că ești într-o relație specială, da? Că între voi
s-a creat o conexiune dintre cele mai frumoase și că nimic sau nimeni nu poate să vă împiedice să fiți împreună și în continuare, da? Ai gândit foarte mult timp acest lucru, aceste lucruri și un timp chiar au funcționat pentru tine, pentru voi. Dar se pare că nu este așa, se pare că anumite evenimente, anumite lucruri se întâmplă în relația voastră și aceste lucruri nu îți dau voie să fii foarte liniștit sau liniștită în ceea ce privește perspectiva acestei relații, dar nu știi ce să mai gândești în ceea ce privește pe el sau pe ea, nu știi ce intenție are acesta sau aceasta față de tine, față de această relație, da? Sunt momente când parcă nici nu ți-ai mai dori să fii acolo. Atât de mult te simți rănit sau rănită în această relație, da? Este o situație destul de delicată, văd pentru mulți dintre voi. Da. Haideți să vedem încă o carte. Da, se pare că, iată, vorbim despre ceva care se află în planul divin, da? Așadar, vorbeam și mai devreme despre acea plecare a ta din această relație și faptul că te așteaptă acest sfârșit karmic și un drum, da? Care se așterne în fața ta, care fac parte din planul divin pentru tine. Se poate să termine această relație cu această persoană și drumul tău să înceapă cu un nou job pe care să-l găsești pentru tine în străinătate și care să-ți ofere o nouă perspectivă mult mai bună, mult mai pozitivă asupra vieții tale. Vei fi foarte fericit, foarte încântat sau încântată de această nouă oportunitate care se așterne în fața ta și vei obține o nouă gândire pozitivă, da? În ceea ce privește viața ta. Te vei bucura că lucrurile evoluează în direcția asta. Bineînțeles că unii dintre voi veți fi dorit ca relația voastră să fi continuat sau poate că unii dintre voi vă doriți să aveți pe altcineva în relație acum pentru că sunteți obișnuiți să aveți pe cineva alături, dar lucrurile nu pot evolua atât de repede pe cât ați dori dumneavoastră și atunci, da, nu aveți decât să vă lăsați în voia sorții și să spuneți: da, o să aștept momentul potrivit și pentru mine din acest punct de vedere. Da, este clar că și pentru voi se va întâmpla ceva la momentul oportun, pentru că așteptarea asta a voastră și faptul că vă canalizați energia spre dorințele voastre, spre dorința voastră de a avea pe cineva alături, este clar că veți primi un răspuns din partea Universului în acest sens, da? Numai că acel răspuns va veni la momentul oportun, ca făcând parte din planul divin. Exact cum din planul divin fac parte acum acest sfârșit karmic pentru tine și acest nou început de viață solo, din punct de vedere al parteneriatului, da? Având în vedere că ești solo pe drumul tău, să vedem cum te vei descurca la acest nivel, da? Deocamdată. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, această carte aproape că nu mai avea nevoie să mai apară, da? Pentru că este clar, toate celelalte cărți au lămurit problema, au lămurit situația că între voi doi probabil că nu a existat niciun fel de respect vreodată și că partenerul sau partenera ta s-a purtat foarte cât se poate de urât cu tine. Da? Da, probabil că această persoană, în momentul în care v-a trădat, da, a mai avut câteva încercări să revină și în relația cu tine și probabil din cauza acestei atitudini ale sale, vedem această carte care apare din nou, apare în continuarea celorlalte, da, pentru a arăta odată în plus că această persoană este foarte hotărâtă din punctul de vedere al relației cu tine, da, și că da, într-adevăr, consideră că relația dintre voi doi s-a încheiat, dar într-adevăr ține morțiș să-ți mai spună niște lucruri care au fost nespuse între voi. Da? Această persoană continuă să te rănească, continuă să spună lucruri care să arate cât de mânios este sau mânioasă pe tine.
da? Sau motivele pentru care probabil te-a trădat, da? De parcă aceste motive ar trebui să te intereseze pe tine. Da. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să luați în considerare nimic de genul acesta care vine spre voi din partea acestei persoane, pentru că toate lucrurile care sunt menite să vă rănească nu au ce să caute în viața voastră. Da? Punct. Hai să vedem. Următoarea carte, da, iată că este Marea Preoteasă, dragii mei, o carte cât se poate de interesantă, care îmi vorbește despre voi și interiorul vostru în această perioadă, care este unul cât se poate de bogat. Se pare că, într-adevăr, veți avea de câștigat niște răspunsuri de pe urma întrebărilor pe care le-ați lansat în univers și prin interiorizare, prin interogarea îngerașilor, a ghizilor voștri spirituali, veți vedea cum treptat vă vor parveni aceste răspunsuri la întrebările pe care le aveți despre viața voastră, despre scopul vostru personal în această viață, despre relațiile voastre, da? Vă doriți să știți dacă veți mai avea vreodată pe cineva în viața voastră și răspunsul la această întrebare este întotdeauna pozitiv pentru că viața continuă și importantă este intenția voastră, intenția pe care o lansați în univers, v-am mai spus. Dacă voi lansați intenția de a fi cu cineva, este clar că această intenție își va găsi răspunsul la un moment dat. Așadar, dragul meu, draga mea, continuă pe drumul tău, fii alături de îngeri, alături de Dumnezeu, pentru că aceștia te vor ghida în calea ta spre evoluție, spre persoana care tu îți dorești să devii, da? Da, haideți să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici valetul de cupe și spuneam mai devreme că nu trebuie să-ți faci griji din punct de vedere al unui eventual partener care poate apărea în calea ta, pentru că da, iată acest valet de cupe care apare cât de curând în viața ta și care îți va face o nouă ofertă în iubire. Așadar, dragul meu sau draga mea, nu dispera pentru că, cum spune o vorbă din bătrâni, da, balta are pește. Știu că nu e tocmai frumos ceea ce spun eu acum. Este adevărat că mulți dintre voi puteți suferi după o persoană pierdută, pentru că foarte mult timp poate v-ați considerat a fi suflete pereche și v-a fost destul de dificil să... Orice relație ar fi, oricât de problematică ar fi, se creează acolo o legătură care se rupe destul de dificil, da? Adică este greu să te refaci după orice fel de relație. Așadar, mulți dintre voi probabil că veți avea nevoie să vă vindecați înainte de a vă lansa din nou spre o nouă ofertă în dragoste, dar iată, este bine să știți că la orizont aceasta este pe cale să se manifeste în viața dumneavoastră, da? Și dacă vă considerați nepregătiți pentru această ofertă, bineînțeles că vă puteți manifesta așa cum doriți, bineînțeles că va trebui să spuneți motivele pe care le aveți. Și probabil, cel mai probabil că persoana care vă va lansa oferta va fi destul de înțeleaptă să vă aștepte, da? Dacă cu adevărat este interesată de voi. Hai să vedem. Încă o carte. Da, iată că avem aici Regina de Cupe, dragii mei, o carte foarte interesantă și exact ceea ce trebuia, exact ceea ce lipsea din puzzle-ul acesta pe care l-am creat astăzi aici. Este clar că Regina de Cupe reprezintă acea persoană care tu ești menită să devii, draga mea, dacă ești femeie, pentru că văd că, într-adevăr, prin trădarea partenerului tău, în cele din urmă ai devenit mai rece, ai devenit mai închistată, mai închisă în tine, adică nemanifestând neapărat dorința aceasta de a exprima ceea ce simți, da? Dar iată că în viața ta va apărea acest valet de cupe care nu va face altceva decât să te retransforme în ceea ce tu ai fost sau în ceea ce tu vrei să devii, și anume această regină de cupe, această femeie plină de candoare, plină de dragoste, plină de afecțiune, plină de multe daruri pe care le poate oferi cuiva. Multe daruri scumpe, da?
Da, și de asemenea, dacă ești bărbat, dragul meu, așteaptă-te ca această femeie să apară în viața ta, da? Această femeie care are multe de dăruit și care de-abia așteaptă să te cunoască. Hai să vedem următoarea carte din partea Îngerilor Romantici. Da, iată că este la fix a căzut această carte. Este vorba de a te elibera de exul tău sau de exa ta, da? Adică de fostul sau de fosta. A sosit timpul să-ți eliberezi energia, dragul meu, draga mea. Nu poți rămâne în energia unui fost sau a unei foste atâta timp cât tu îți dorești ceva mai bun pentru tine, da? Trebuie să te eliberezi odată pentru totdeauna de fantomele trecutului și să lași trecutului ceea ce îi aparține și să te orientezi din ce în ce mai mult spre ceea ce vrea să vină spre tine. Cu încredere, da? Cu încredere și ambiție și optimism. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!